Florin, pisica ta are mâncare la dispoziție sau are dozaj? Adică la discreție? Da, îi las tot timpul mâncare, nu mănâncă mai mult decât îi trebuie. Nu e prea grasă? Chiar dimineața mă aștepta vociferând în ușa bucătăriei. Nu știam ce vrea, credeam că vrea să mă salute, ceea ce rar se întâmplă dimineața. Și mi-a arătat repede că a rămas fără bobițe. Dar voi vorbiți, adică sunteți. Da. Păi și am citit că pisica nu miaună cu celelalte pisici. Bravo. Nu? Că pisica, da, încearcă să te imite pe tine, de aia vorbește cu tine. Și al meu crescut cu muzică. Măi băieței, mă. Stai mă puțin, că pisica lui Ristea e crescută cu muzică bună. Ai o pisică melomană. Da. Și când miaună, miaună în gama pe care ați ales-o împreună. Miaună diferite game, în funcție de ce vrea. Pentru că atunci când era mic, stătea la mine în studio acasă, fix pe unul din monitoarele din studio. Și când se oprea muzica, sau mă opream să cânt la chitară, se ridica și începea să-mi iaune până dădeam drumul din nou la muzică. Lasă-mă! Mă duc și-o bat pe a mea acasă. Păi, trebuie să învețe un pic de muzică. Îi las o harpă la dispoziție. Ele, cică, așa sunt născute pentru vibrațiile astea muzicale, dar pisica ta, la cum cânti tu, stă numai așa. Stai cu minte. Ca mea, de câte ori mă joc pe simulator jos, așa, vine și se pune la mine pe picioare sau între picioare. Păi la pedale. Poate a mea e cu muzica ta, e cu cursele. Pisica mea, da, cred că... are și o căscuță de aia mică. Pisica mea cred că frânează mai bine decât mulți colegi de aici din platou. Da, okay. Și opresc simulatorul. Sunteți dintre aceia care ies în parc cu animăluțul de companie și se răstesc la el că, măi, ce-am vorbit acasă? Ce-am zis? Fii cu minte! Ce-am... Nu mă fă de... Asta ar fi ultima, să ies cu pisica în lesă. Al meu nici nu stă în lesă, se pune jos când... Ai încercat? Da. Ai încercat? Da. Am încercat și l-am scos pe scară, doar ca să văd cum reacționează și s-a pus jos, nu se mai mișcă, nici nu clipește. Fiind singură fără pisică, nu știu dacă să mă simt special sau incomplet, adică dacă mai vorbiți mult, mă apuc și eu. Dar zic, ți-ar merge o pisică, de da? Moș Nicolae, putem să te ajutăm cu da. Dar nu, tu ai zis să nu faci cadouri de genul ăsta înainte să... A, da. Ți-ai schimbat și discursul acum. A, eu nu vreau să te ajut, vreau să te încurc. A zis dacă vreți să ajutați un om sau să nu. Am, da. S-a ce pisică i s-ar potrivi lui Răzvan? Una... Canai Mârtana. Plină de energie, așa cum este el după ora 12. Da, o pisică de aia leșinată să stea toată ziua. Să stea cu... Cum ești tu după ora 12? Numai apreciatori. Misiunea asta ceva incredibil. Dar nu vrei vreun tigru să te alerge prin casă să te... Eu am bătaie 2 ore pe zi. Am antrenament. Cu care? Cu amândouă. Se ridică în 2 la B, aia mică. Aia mică, ok. Cațără pe blatul de la masă și ne batem pe după blat. Dar ea stă numai în răbuțele din spate, tot antrenament. Deci uite, ziceai că nu învață. Dar învață ce faci tu în casă. La fel. Hai să mă, că a certat-o și pe aia, că de ce nu merge la sală? Învață-o să dea drumul la apă și ai scăpat de problema... apei cu dozator. Suntem în direct, ne aud oameni. Tot și pisica. Să facă la toaletă. Acum mă chinui cu al meu, da, îi cumpăr da, și să ridice capacul. Nu strâmba acolo spate. Stai puțin că e interesant. Îi cumpăr, există o litieră care se pune pe capacul de la WC-ul. Ascultă! Și are marginea doar cu nisip și învață să se ducă acolo și să așeze la nisip și în timp renunți la litieră pentru că își va fi format reflexul. Și până renunți la litieră, dacă uiți și te pui tu pe nisipul ăla, să-ți faci un scrub. Hai mă, că mi-a dat idee. Să te ia ca la vama veche când te crezi meu. Comand și ție. Ai WC-o pătrat sau rotund? Ca să știu pe ce dimensiune e. Am rotund. Rotund. Mai oval sau mai rotund? Lasă că discutăm asta. Să mă mai întreb. Nu că am auzit că ai WC-ul nou, negru. Mi-e frică de următoarea întrebare. Nu mi-a venit, băi. Mi-am comandat vas de toaletă gri. Așa? Bine, o prietenă care este în domeniu m-a fraierit. Da. Sunt 2 luni și jumătate. Și stai pe el. Nu trimite Spania nimic. Bă, nici WC-uri nu ne trimite după ce că noi avem hârtie igienică. De 2 luni și jumătate stau cu sufletul la gură, da. Și mă gândesc unde mi-o fi WC-ul.
Cine s-o fie și de două luni jumate ești prin vecini? Sau? Nu, am vrut să fac o schimbare în casă. Nu, aia zic, am înțeles că ai făcut, dar... Păi nu, eu l-am pe ăla, e perfectă la... Asta am vrut să zic, încă nu l-ai dat jos, că nu ai făcut nu. Ca nebun. Bă, îmi vine comoda, o scot pe asta vechi. Uite, corona unde ne-a lovit, fix în... Și când vine, ascultă-ți fata aici, când vine toaleta nouă, o pui pe aia lângă și o lași special pentru pisică pe aia altă. Da. A, și o adresezi la vas nou. De ce, voi nu aveți curgere? Adică e doar așa un obiect de decor? Ha? La voi ca o vază? Bun, hai să cântăm că am luat-o cu discuția. Ne cerem scuze oamenilor care au pisici și căței acasă. Suntem mai mulți cucu la cap. Dar uite ce vrei. Azi o înveți să dea drumul la apă, mâine să facă o găigană, o omletă. Nu știi niciodată cu mânuțele alea ale ei. Că... cu mânuțe? Acest proces de antropomorfizare, în cazul vostru, mă... Păi n-ai văzut cum... Tu știi că pisica atunci când... Da. Poți să-i spui lăbuțe, că nu... Adică dacă și vorbește cu ea, dacă și ascultă muzică, dacă și ea... Nu mai este un celebru proces... N-ai pisică, nu înțelegi. Pisica, atunci când te urăște sau când vrea să atace, scoate ghearele. Când se joacă cu tine, deși vrea să te muște, nu scoate ghearele. Și te prinde cu mânuțele. Și te amenință din privire, așa, se uită la tine și face odată așa. Da, da, da. Te omor sau nu te omor acum? Pe lângă faptul că de o săptămână Ramona vrea să vândă un cuptor cu microunde pe care îl cară după ea în mașina foarte scumpă. Și vrea să-l rostească pe firică. Vrea să își tunde singură pisica. Da. Adică să nu mai apeleze la un groomer și să se ducă... La pisica ta se tunde? Păi, până acum n-am tuns niciodată și acum voiam să încep să o tund eu acasă, dacă tot îi dai și unghiile, na. Gata cu pisicile. Pentru că niște oameni așteaptă.